platoul de festivități al Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri ai Forțelor Aeriene Traian Vuia de la Boboc a fost animat astăzi de prezența a sute de tineri absolvenți și rudele acestora în cadrul unei ceremonii emoționante. Iată-ne la final! Aceasta este clipa în care ne luăm rămas bun de la această prestigioasă instituție militară de învățământ, în care ne-am îmbogățit experiența de viață pe parcursul anilor de studii. Am pășit în școală cu speranță și bucurie, încrezător în noul drum pe care urma să-l parcurgem, în scopul formării noastre ca militari și specialiști. Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene Traian Vuia este instituția în care am luat primul contact cu ordinea și disciplina militară și cu tehnica de luptă specifică Forțelor Aeriene. Noi, promoția 2021 Reger Mihai I-100, dorim să mulțumim conducerii școlii, tuturor instructorilor militari și profesorilor care ne-au îndrumat și ne-au susținut în procesul de formare a noastră ca viitoare cadre militare. Festivitatea a fost destul de emoționantă, având în vedere că am mai avut și repetiții înainte, emoțiile de astăzi nu s-au comparat cu absolut nimic. A fost finalul, dar a marcat un nou început, un nou început bun al carierei. Ce planuiești să faci de acum înainte? De acum înainte o să fiu maestru militar clasa 5-a la baza aeriană 57 Mihail Cogălnicianu și sper să fie o continuă dezvoltare, așa cum a fost și școala pentru mine. Și care a fost cel mai frumos moment de până acum? Cred că avansarea. În momentul ăsta nu pot să spun altceva. Asta este cel mai mare și cel mai grandios moment din cariera de maestru militar. Pentru profesorii unității de învățământ militar de la Boboc, astfel de momente sunt reprezentative pentru activitatea lor, mai ales pentru instructorii cu o experiență îndelungată în formarea viitorilor specialiști din forțele aeriene. Sunt mândru, sunt fericit că am reușit să aducem la capăt, la liman, o nouă promoție. De fiecare dată sunt emoționat la aceste momente, sunt parte în sufletul meu se duce după ei și satisfacția cea mare este că nu sunt uitat atunci când ei vor deveni specialiști pe baze, își vor aduce tot timpul, cred eu, cu plăcere aminte despre mine. Șeful statului major al Forțelor Aeriene i-a încurajat pe tinerii absolvenți să își urmeze cu mândrie drumul ales în cariera militară. Ca să vă încurajez, vă spun că pentru a fi cu adevărat integrați, pentru că de acolo începe integrarea, de la oameni și nu de la tehnologie, trebuie ca dumneavoastră să faceți 80% din treabă și ofițerii 20%. În perioada de studii ați dovedit deja că puteți, ați dovedit nivel intelectual, vă rog să dovediți în continuare determinare și să doriți să arătați tuturor că ceea ce ați ales, adică modul de viață militar, a fost alegerea corectă. 143 de maiștri militari și 120 de subofițeri pe filieră directă reprezintă cea mai tânără promoție de maiștri militari și subofițeri din Forțele Aeriene Române. 263 de tineri au trecut astăzi prin emoțiile festivității de absolvire. Festivitatea de absolvire care s-a încheiat cu această defilare militară. După încheierea festivității, asistența a avut parte și de un moment inedit, o cerere în căsătorie. Un tânăr bucureștean și-a surprins partenera, tot absolventă a școlii militare. Fata mea sună frumoasă, astăzi eu ți-e în față și mă plec în fața ta ca să-ți transmit ceva. Ne cunoaștem cam de mult, de un timp mă tot rămân, iar eu nu mai pot vorba, nu mai pot dormi noaptea. Timpul a sosit acum ca să fac un gest nebun, să te întreb, drăguța mea, vrei să fii soția mea? Beneficiar SMFA, iar eu sunt pe arma de aviație și motoare, beneficiar SMFA. Vă așteptați la acest gest? Și jumătate așa.
Simțeați ceva că vine ziua aceasta? Puțin. De când vă cunoașteți? Spuneți-ne câteva despre... Suntem împreună de foarte multă vreme, suntem de 9 ani de zile. De fapt, în ianuarie urmează să împlinim 9 ani de relație și am spus că în acest moment mai special considerăm noi să ducem relația către un alt nivel.